seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Printre cutremurele care se petrec zi de zi, atât la propriu, în Vrancea, dar și la figurat, în scena politică, lucrul care ne afectează cel mai mult este în domeniul sănătății. În ziua de astăzi, spitalele au ajuns să fie cel mai nesigur mod de a trata o problemă medicală. De ce asta? Oamenii, când se simt rău, preferă să stea să zacă în casă, pentru că le este teamă, că atunci când ajung la spital este posibil să plece de acolo cu mai multe boli decât atunci când s-au internat. Nu au bani, poate, și le este efectiv scârbă de faptul că trebuie să scoată bani din buzunar ca cineva să-i bage în seamă, fie că este vorba de un medic, fie că este vorba de o asistentă. Nu mai există încredere în sistemul sanitar. De ce toate aceste lucruri? Iată, avem un nou ministru al sănătății. Astăzi a avut loc o evaluare a acestui nou ministru și pare promițătoare perioada următoare. În această seară, alături de mine, am un luptător pentru viață, un luptător pentru dreptate. Și sunt sigură că îl cunoașteți foarte bine, este vorba de Emanuel Ungureanu. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Am urmărit live-ul pe care l-ați transmis pe Facebook astăzi în Comisia de Sănătate și am fost surprinsă să văd că s-au lansat foarte multe întrebări pertinente de altfel, dar doamna ministru a avut la dispoziție 5 minute de a răspunde, de altfel nici nu a reușit prea bine să răspundă măcar la o întrebare concret. Așa se desfășoară de obicei aceste comisii? De ce a fost așa? Este o cutumă păcătoasă în Parlament să nu se lucreze nimic. Nimic consistent, nimic făcut cum trebuie, nimic făcut în interesul bolnavilor în cazul de față. În mod normal, audierele, ați văzut în Senatul American, sau hai să nu comparăm cu Senatul American, oriunde se fac foarte temeinic. Se dezbate CV-ul, se vorbește despre motivația care l-a determinat pe ministru potențial să accepte această nominalizare, se discută, cum se zice, și în dungă. Adică se vorbește serios pe fiecare aspect în parte. La noi lucrurile nu se fac serios la nivel ministerial pentru că, din păcate, societatea nu se implică în mod serios în ceea ce înseamnă cotidianul imediat. Noi avem 60% dintre români care nu participă la vot, cu toate că acele persoane vor spitale curate, vor străzi mai bune, vor canalizare, vor WC-ul în interiorul școlilor. Eu am statistica pe Cluj, că sunt deputat de Cluj, dar putem lua statistica din Brașov, din București. Sunt foarte multe zone unde avem nevoie de igienă, igienă primară. Noi nu ne învățăm copiii de multe ori să se spele după ce merg la baie. Nu ne învățăm de multe ori pacienții că atunci când se duc la doctor ar trebui să-și facă o igienă corporală foarte strictă. Și de aici pornește lanțul infecțiilor nosocomiale, spre exemplu, despre care o să vorbim, pentru că acum câteva zile am avut un seminar foarte consistent la Cluj cu mai mulți epidemiologi pe această problemă majoră. În atât timp când noi nu vorbim cu ministru, audierea a fost undeva la 20 ceva de secunde. Deci eu cred că am vorbit undeva între 20-35 de secunde. Deci 15 minute de întrebări este o bătaie de joc la, cred că, 29 de senatori și deputați. Am fost comisiile reunite ale Camerei Deputaților și a Senatului. Deci modul în care tratăm sănătatea cu superficialitate, așa o și avem. Și de aceea, ceea ce s-a întâmplat astăzi este o bătaie de joc, însă nominalizarea doamnei Pintea este o surpriză plăcută. Cred că este cea mai plăcută surpriză pe care o putea face PSD-ul, în sensul că cred că după două mandate catastrofale ale domnului Bodog, practic au simțit nevoia, deși jocul este mai amplu politic, practic Dragnea, ca să se păstreze în funcție după bătălia pe care a avut-o cu fostul prim-ministru, a trebuit să ofere niște miniștri unor filiale. Ei, întâmplarea face că la Maramureș, unde este susținută de către PSD această doamnă, a performat. Deci, spitalul județean Baia Mare, această doamnă a reușit să ofere și o salarizare foarte bună
medicilor pentru o inginerie foarte interesantă, la limita legii împreună cu Curtea de Conturi. Cred că acolo a fost un deal local, a concesionat niște cabinete medicale, a adus dotări foarte importante și cea mai importantă perspectivă care mă interesează pe mine și am spus doamne ministru acest lucru, este că eu am primit recomandări bune despre domnia sa, nu de la niște pile, la niște neamuri de ale ei, cum se întâmplă în sistem feudal, ci niște pacienți care fac dializă și sunt din Baia Mare, mi-au spus încă de la începutul mandatului meu de deputat și vicepreședinte în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților, adică în luna ianuarie, mi-a spus că această doamnă este un manager foarte bun și că ar face bine PSD-ul dacă n-ar nominaliza-o pentru că pierde Baia Mare un manager de spital bun. El, având nevoie din cauza bolii, foarte des să apeleze la acest spital, el și rudele lui. Este de fapt un alt reflex aici. Dumneavoastră ați remarcat dezbaterea foarte scurtă, vizibilă în fața camerelor. Da, practic, exact. Eu am transmis live numai ce a existat oficial în comisie. Însă după aceea am avut o discuție foarte bună cu mai mulți membri ai comisiei, foarte amplă, pe toate întrebările, și sigur că doamnei Pinta i s-au dat 6 luni. Deci este... În termen să îndeplinească... Ești pe o barcă. Nu, este un termen ironic. Ea, de fapt, ar trebui să se lupte pentru mandat de cel puțin încă 3 ani. Însă aproape nimeni nu-și imaginează că un om de bună credință este lăsat să lucreze. Ceea ce este o catastrofă. Oamenii din partidul său îi cântă, cum se zice în popor, prohodul, înainte să aibă măcar o zi de mandat. Adică nu-și poate imagina cineva cum PSD-ist rătăcit, onest, cum este această doamnă, poate să facă față unui grup infracțional organizat. Pentru că să nu ne facem că nu înțelegem, această țară este atât de prost construită pentru că oamenii au disprețuit ideea de guvernare. Să pui la Ministerul Educației un analfabet în 2018 este o catastrofă. Să pui în bătaie de joc la economie un domn care a avut contacte cu statul și care la modul dialogului pe teme economice de asta, de ordin general, este absolut în afara subiectului. Să n-ai oameni care să vorbească corect limba română și să fie miniștri, mi se pare absolut năucitor. Adică asta arată disprețul acestui partid, mă refer la PSD, al de la UDMR, pentru tot ce înseamnă acest popor. De fapt, acest popor este ținut în necunoștință, în ignoranță, în mizerie de cele mai multe ori, da? Sate fără canalizare și s-au făcut stadioane sau s-au făcut parcuri peste parcuri în zone unde oamenii trăiesc într-o năucitoare mizerie. Aveți acele imagini cu momentul morții, nu? Care au niște cai amărâți, costelivi, care o căruță pe care e mort un munț de noroaie și oamenii în cizme de cauciuc înoată în acea mizerie. Așa arată satele României. Orașele sunt prăfuite, spitale sunt într-o mizerie, într-o decădere totală. Medicii se pregătesc în România, îi întreb pe studenți, unul dintre ei îți explică că ei fac facultatea de medicină pentru că se pregătesc să ajungă la Viena. Practic, noi pregătim medici pentru, plece din țară mai departe. Pentru medici, pentru a face această meserie nobilă în afara țării. Suntem într-o degringoladă totală, într-un haos moral absolut și nu mai pot să-ți fie repere un ministru. Te zice, domnule, ministru a ajuns Xulescu, care este excepțional de bun în domeniul lui, uite cum vorbește, uite ce atitudine are, vine într-o mulțime și este aplaudat pentru că nu e așa, wow, ce discurs, nu ar fi firesc. Să fie iubit de oameni, da. Să fie iubit, dar să fie apreciat, respectat. Cineva se spune, băi, ministrul educației a venit acolo, wow, ce discurs. Oricând vezi unul, nu știe să lege două vorbe, este o catastrofă. Suntem într-o situație catastrofală. M-a surprins foarte tare, astăzi am citit pe Facebook o postare și spuneați că este un ministru care este curat din punct de vedere penal și știu că și în discurs i-ați spus și dumneai că sperați să nu fie otrăvită de fostul ministru și de ceea ce se întâmplă. Credeți că este posibil să-și păstreze verticalitatea în mediul în care este și în care a intrat de fapt acum? Ea spune că este prea bătrână ca să mai fure. Asta a fost replica pe care mi-a dat-o, sigur că a fost o ironie. Eu consider că această doamnă
care a plecat de acasă cu mesajul mamei, maică, să nu mai faci de mândră minune, cred că ar trebui să fie o responsabilitate pentru cei care merg acolo. Această doamnă s-a căsătorit cu cineva, de fapt s-a recăsătorit, care a adoptat un copil. Cineva care adoptă un copil abandonat într-un spital în Baia Mare înseamnă că are o anumită calitate umană. Eu vreau să-i dau acest credit. Sigur că v-ați obișnuit din partea opoziției să vină numai oameni care spun de dragul de a spune împotriva, nu că așa dă bine la cei care cred în tine. Dar oamenii care mă cunosc știu că eu nu mint și atunci eu nu pot să-i mint pe acești oameni că această doamnă are un CV pătat dacă eu nu am găsit. Eu nu sunt nici procuror, nici judecător. Din informațiile pe care le am în spațiu public, această doamnă nu are condamnări penale, nu a făcut parte de niciun scandal, nu am informații care... Acum, știți cum e? Mulți m-au zis, dar de ce n-ai zis de fiul ei care a fost condamnat pentru trafic cu droguri? Bun, eu nu pot fi josnic. Adică faptul că cineva are în familie pe cineva cu probleme nu înseamnă că este responsabilitatea neapărat. E vorba totuși de copilul ei și modul cum l-a educat. Aici de asta știți cum e, noi mai greșim. Sunt foarte multe exemple că, bun, poți să dai o educație foarte bună și copilul să meargă într-o altă parte. Cu toată educația bună pe care ai dat-o. Dacă vreți, sunt și Biblie, o grămadă de pilde. Nu același tată învață cu aceeași educație un copil, trădează unul, este corect. Și de fapt se dovedește că cel care este corect este adevăratul trădător. Da? Deci dacă vorbim de pilda fiului risipitor sau de alte pilde, n-aș vrea să fim puritani, așa, să căutăm oameni perfecți, cu un trecut perfect, cu rude perfecte, cu copii perfecți. Nu asta este problema și mi s-a părut josnic să atac aici, pentru că atacul la viața intimă, la religia unei persoane, la problemele care sunt în anturajul lui, nu este corect. Noi vorbim acum despre Sorina Pintea și trebuie până la proba contrale să dau credit lui Dan Kiș, un tânăr din Baia Mare despre care nu știe și care apreciază ce a făcut în acel spital. De aici încolo, cu siguranță, cei care mă cunosc știu că o să fiu un critic extrem de vehement și de dur cu orice derapaj sau mai ales, așa cum am întrebat în Comisia de Sănătate, dacă voi remarca că nu este un om liber și că se atașează mafiei, atunci cu siguranță veți vedea și veți ști că acest ministru este captivat de acest grup infracțional. Sigur că este foarte greu să credem că se va menține curată, dar datoria mea morală și de reprezentare este să-i oferim această abținere, da? De fapt ne-am abținut în Comisia de Sănătate, dat fiind faptul grupul din care face parte la DAP pe Bodog, aveam această reținere, dar repet, pe datele pe care le avem până la această oră, trebuie să dăm credit, pentru că aici suntem într-o situație de viață și de moarte. Aici nu este loc de politicianism. Noi nu numai că îi dăm credit, ci am promis sprijinul nostru cu proiectele opoziției. Vă dau un exemplu. Colegul meu, Tudor Pop, din Comisia de Sănătate, are un proiect de promovare a vaccinării, cum se spune, la cheie. Deci o campanie de informare pentru beneficiile pe care le are vaccinarea. Sună ciudat, dar această campanie antivaccinistă, sălbatică, fără logică, a determinat foarte multă lume să aibă reticențe în vaccinare. Suntem într-o situație incredibilă, adică vaccinații vorbesc împotriva vaccinării. Asta este incredibil, da? Pentru că părinții copiilor care sunt nevaccinați au fost vaccinați și brusc au descoperit mercur în vaccinuri, au descoperit teoria conspirației. Ori noi suntem dispuși să sprijinim nou ministru ca înainte de a implementa o lege a vaccinării să existe o campanie masivă de promovare a acestor vaccinuri cu beneficii de viață și de moarte. Știți cât copii avem infectați cu rujeola la această oră? Aproape 10.000. Da. Cred că nu suntem în Uniunea Europeană, suntem pe primul loc alături de statistica teribilă a infecțiilor cu bacterii multiresistente, celebrele grupuri din MRSA-uri.
Adică suntem în spitale insalubre cu medici și asistente, infirmieri care nu respectă reguli de igienă a mâinilor, care nu respectă protocoalele și practic noi dacă nu educăm, eu nu cred în coerciție. Deși să știți că în Occident se circulă mai sigur pentru că amenzile sunt uriașe. Dar noi suntem în zona în care trebuie să educăm. E atât de demoralizant să educi. Nu poți să cer cuiva fără să știe ce are de făcut, practic. Da, suntem și într-o zonă, ministrul educației analfabet și tu trebuie să alfabetizezi societatea. Este debusolant ce se întâmplă în zona de guvernare. Este uimitor, într-adevăr, oamenii sunt uluiți. Deci schimbările care s-au petrecut, toate că sperau la ceva mai bine, că de asta au ieșit în stradă. Tot timpul v-am spus că se poate și mult mai rău. De aceea prezența doamnei Pintea în locul domnului Bodog este o gură de aer proaspăt. Pentru noi este o mică speranță. Trebuie să mergem pe ea. Foarte interesant ce a reușit să facă dumneavoastră în Baia Mare. Pe lângă faptul că medicii din spitalele private au revenit la stat, cei care sunt internați acolo au asigurate absolut toate, medicamente, tot, nu trebuie să scoată bani din buzunar. Foarte bine merge sistemul. Ea spunea că dacă se poate în Baia Mare, se poate și la nivel național. Credeți că este realizabil? Și mai ales investițiile, și asta mi s-a părut chiar foarte interesant, am avut o investiție, nu știu dacă mai am chiar în acest moment, de 1.000.000 și ceva de euro, da, 1.250.000 de euro și donații în valoare de 200.000 de euro. Și în 2014, 2015 și 2016 i-a făcut investiții în quantumul acesta pentru a îmbunătăți aparatura și absolut tot ce se poate acolo în spital. Este remarcabil. A făcut mai mult decât atât. Acum cineva din opoziție s-o laude atât de mult pe doamna ministru, cred că nu se mai prinde așa ceva, mai ales că ea se aștepta la un cu totul alt tratament, pentru că avusese parte de un cu totul alt tip de politician, mincinos, speculativ. Eu le-am explicat unor oameni că se poate trăi și fără să minți. Și asta am și rugat-o pe domnia sa să nu mintă. Și că nu se poate să facă lucrurile la Giurgiu, cum le face la Baia Mare sau la Cluj, în spitale infecte, sunt o grămadă de secții, într-o mizerie cruntă. Ea să spună nu pot și să explice de ce nu poate și să ceară ajutor. Pentru că la Baia Mare s-a putut pentru că au fost mai mulți oameni care au întins mâna și a prins acea mână. Ea a lucrat foarte bine cu asociațiile umanitare. Dacă vă aduceți aminte de tragedia cumplită din familia Vlașin, când un copilaș moare și familia Vlașin a făcut o asociație. Părinți Salvatore au cumpărat un video bronhoscop și l-au dus în acest spital. Doamna Pintea are meritul că a spus, haideți, veniți. Aproape că nici nu mai contează că s-a lăudat în campanie cu asta sau nu, deși era darul venit din partea unor părinți. Trecem peste asta. Asta este cinismul unor politicieni din generația din care este și doamna Pintea. Pe mine mă interesează și pe dumneavoastră, pe orice cetățean, dacă se face sau nu, aproape că nu contează cine face, la cât este de făcut. Faptul că are reușit să lucreze cu asociațiile non-guvernamentale, faptul că este dispusă să colaboreze cu orice om ca să reparăm câte ceva, ea cred că nu-și dă seama de dimensiunea dezastrului. Cred că fiind concentrat atât de mult pe spitalul din Baia Mare și îmbunătățit, acolo lucrurile vine cu un avânt. De acest avânt va trebuie cumva să gestioneze emoțiile negative care vor apărea în curând de la o grămadă de persoane sfătuitori care vor otrăvi sufletul cu tot felul de lucruri, mai ales cu nu se poate. Pentru că și cazul Lucan, care poate m-a scos cumva din bula în care eram, vine tot pe acest spațiu. Ea se va confrunta cu feude. Noi avem un sistem sanitar de tip medieval, în care cineva și-a luat secția și a început să zică, secția mea, patul meu, pacientul meu, nu te atingi de el, eu decid, eu fac, da? Asta este una dintre motivele pentru care epidemiologii, spre exemplu, nu pot să intre aproape de medicul chirurg și să-i spună, puneți mânușele spalte pe mâini înainte, vezi că, da, pentru că oamenii își exercită autoritatea în afara cadrului de bun simț. Da? Pacientul este în centrul sistemului medical, nevoile lui, nu statutul social, nu telefoanele pe care le primești,
creezi standarde egale pe fiecare pat din pat, din spital și explici tuturor medicilor că ei sunt într-o colectivitate, că ei trebuie să colaboreze și că orice lucru care este făcut prost îi afectează pe toți. Citisem o chestie iar interesantă pe pagina noastră de Facebook cu cei mai periculoși teroriști pe care îi întâlnim în România. Și am fost surprinsă să văd acolo numele lor. Mi-e greu să-i pronunț, nu o să-i spun în această seară, dar e vorba într-adevăr de infecțiile nosocomiale. Poate fi combătut așa ceva? Și de cele mai multe ori, de ce se mușamalizează? De ce nu se spune omul în față? Uite, ai venit cu o problemă, aici s-a întâmplat, că astea sunt condițiile să mai iei o bacterie, un virus, ceva în plus. De ce sunt mușamalizate? Că până la urmă omul înțelege că de acolo se întâmplă agravarea bolii lui sau, eu știu, apariția unei anui. Cumva acestei națiuni s-a spus foarte mulți ani, foarte, foarte mulți ani, eu știu, cred că zeci de ani, cel puțin în comunism, i s-a prezentat, minciuna a devenit adevăr. Da, producții la hectar record, grija la imagine, frica pe care am descoperit-o chiar și în comunitățile mai mici, să nu ne audă vecinul, să nu, dar nu când îți bați nevasta, că aia se poate bate dacă a făcut ce nu trebuie, plăș, copilul sigur poate fi bătut, nu reacționează vecinul. În rest, să păstrăm aparențele. Dar, din păcate, noi am educat minciuna ca fiind o politică de stat. Acesta este motivul pentru care noi am ascuns statisticile. Noi n-am raportat corect ani de zile și când am început să raportăm pe site-ul Uniunii Europene la zona de infecție nosocomiale, noi nu suntem cu roșu, ci cu purpuriu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că suntem pe locul întâi absolut la infecții cu bacterii MRSA, adică în zone multiresistente, numai acinetobacterul sau Klebsiella sau Piocianicus sau Staphylococcus aureus sau tot ceea ce am mai pus acolo pe internet și foarte multe bacterii care sunt în studiu pentru cei din Occident. Adică ei se sperie când vine un român în spitalele lor, primul lucru pe care îl fac, îl testează pentru aceste infecții pentru că îl este teamă să nu le aducem acolo minun, lucru care s-a întâmplat după Colectiv. Noi am adus de la spitalul de Iași și în alte spitale unde am dus pe cei de la Colectiv, am dus apoi la spitale din Viena, în unele locuri a trebuit să se radă secția de la zero, să se dea pereții jos, pentru că am introdus acolo bacterii incredibil de puternice. Și pentru că nu avem o politică antibioticilor. O discuție mai amplă. Cei care sunt curioși pot intra pe pagina mea de Facebook și să vadă orele de seminar împotriva infecțiilor nosocomiale. Oameni importanți. Le puteți vedea în postări, oameni de cel mai înalt calibru care își fac treaba cu conștiinciozitate. Dar știți cum e? Când noi ne ducem la doctor murtari, din cap până în picioare, când intrăm în vizită la cei dragi nouă cu noroi de acasă, când nu ne spălăm pe mâini înainte de masă sau după ce am mers la toaletă. Noi trebuie să ne așteptăm că un popor needucat și care este lăsat în mizerie nu o să poată să scoată nimic bun. Și acum o să revenim la ceea ce înseamnă nepăsare, lipsa de implicare. Nu doar că 60% dintre români nu vin la vot. Și gândiți-vă că cazul Hexifarma merge foarte greu pentru că Hexifarma funcționa într-o clădire a SRI. Serviciul Român de Informații, în loc să se rupte pentru că această idee de teroriști, a căror nume le cunoaștem așa de bine și care face mult mai multe victime decât terorismul, trebuia să fie în atenția Serviciului Român de Informații a parchetelor. Să știm ce medici nu raportează, să fie arestați dacă e cazul, să fie considerat o chestiune de siguranță națională să se umble la legislația pe biocide. A trebuit să se sinucidă domnul Condrea care conducea Hexifarma. A trebuit să constatăm că bacteriile erau rezistente în butoaiele cu dezinfectanți. Adică s-au găsit bacterii în chiar în butoaie. Vă dați seama că noi nu ne dăm seama de dimensiunile dezastrului. Zeci de ani noi am dat cu niște substanțe care nu-și făceau efectul și bacteriile, nefiind distruse, s-au întărit, au creat tot felul de tulpini de rezistență. Deci noi, practic, de acum luptăm pentru fiecare viață, pentru fiecare pacient care merge în spitale.
trebuie să aibă foarte multă grijă personalul, pentru că s-a explicat foarte mult. Aici este o bătălie care nu se poate duce într-o singură zi. Da? Deci zilnic trebuie fiecare dintre noi să ne uităm în stânga și în dreapta personal, ia-ți mânușe, spalte pe mâini, ai grijă, trebuie să facem rost de niște substanțe, nu o să pot să spun cum se cheamă substanța, că este unei firme, dar este ceva care decolonizează portajul intranazal, adică cele mai des infecții sunt cele care merg pe sonda nazogastrică și pe zona de intubare. Ori sunt anumite substanțe care luptă cu aceste bacterii care nu se găsesc. Deci mie mi-a spus epidemiologul de la Institutul Regional de Hepatologie și Gastroenterologie Cluj, doamna Ejebert Calma, mi-a spus că nu se găsesc substanțe ca să luptăm cu acești monștri. Și una dintre problemele care țin de organizare, nu avem la nivelul fiecărui spital un laborator performant care să determine cu foarte mare acuratețe care sunt dușmanii. Dincolo, în țările civilizate, să știți că infecțiile nosocomiale sunt în toate spitalele din lume. Sunt controlate. Problema este frecvența lor, da? Și cât de bine controlăm aceste infecții. Dar fiecare spital are un laborator. Și laboratorul determină la începutul anului care sunt moștri, ca apoi să știi cu ce substanță te lupți și cu ce probleme sunt. Ei, ați văzut, vă imaginați scena că la, nu știu, spitalul Mărzescu din Brașov, la început de an vine epidemiologul și spune cam cu asta ne confruntăm și asta sunt mijloacele de luptă. Deci suntem într-o situație cumplită, îmi spunea doamna Lupșe, care este conferențiar și conduce catedra de boli infecțioase la UMF Cluj, ne explica că ea n-are încredere în laboratoarele din Cluj, doar în câteva. Păi dacă un om care predă cursul de boli infecțioase și de luptă împotriva infecțiilor nosocomiale spune că ea n-are încredere decât în câteva laboratoare care restul dau rezultate false din cauza kiturilor proaste, îi explica cu umor, dar trist, dramatic, că foarte multe substanțe care trebuie să determine absența sau prezența unor bacterii sunt făcute pe vapor la Constanța. Adică probabil niște chinezării ieftine care atunci când ajung acasă, pentru că aceste dispozitive ar trebui aduse în lăzi frigorifice la temperatura potrivită, ca atunci când ajung în laborator să fie eficientă analiza. Nu se întâmplă asta. Deci asta este un lucru absolut catastrofal, lipsa de responsabilitate de jos până sus. Noi tot timpul ne uităm, domnule, cum a ajuns ăla să fie ministru, dar tu n-ai fost la vot. Deci 40% dintre noi merg la vot, dintre aia foarte mulți sunt captivi unui sistem de ăsta al manipulării și apoi ne mirăm, dar cum de nu s-a făcut școală? Dar cum de nu s-a făcut? Ce mi se pare interesant, sistemul nu este bun și așa cum ați spus, sunt tot felul de infecții și tot felul de nereguli în spitale. Acești oameni care sunt în politică, miniștri, eu nu cred că sunt imuni la boală. Dacă ei ajung într-un caz, nu știu, să fie internați în spital, ce se întâmplă? Sunt favorizați? Se întâmplă ceva special? Îi sună. Deputații, senatorii, generalii, judecători. Sunt spitale speciale pentru ei? Nu știu, pentru unii sunt. Pentru serii și armată sunt spitale speciale. Acum se discuta un proiect de lege ca și președintele țării să meargă la un anumit spital din București, să nu meargă peste totul. Eu m-am opus acestui lucru. Să se meargă președintele în spitalul din Sibiu, care este plin de nosocomiale. Pentru că trebuie să vadă în ce hal se îngrijesc și ea să nu mai sune, ea să nu vină cu girofarul, cu tam-tam. Ea să se supună el unor riscuri, că poate după aceea în strategia națională de siguranță publică, de siguranță pentru sănătate, va introduce lupta împotriva infecțiilor nosocomiale și va mobiliza seriul să nu umble după ungurii care ne fură Ardealul și după alte chimere, ci să lupte cu dușmanii care ne omoară cu adevărat. Printre ele, corupția. Eu cred că e pe locul 3. Cred că pe locul 1 este nesimțirea, incompetența și apoi
zona de corupție. Deci noi avem o situație clară. Feudalii și aleg cu atenție sprijinul. Da? În politicieni, în oameni de afaceri, potența aceea intră întotdeauna pe paturi speciale, cu igienă specială brusc, infirmiera care dă cu mopul din când în când, asistenta medicală care se uită la televizor sau alt, brusc își schimbă comportamentul. Să trăiți, domnul deputat, să trăiți, bine ați venit, să vă mai dăm ceva, să mai rezolvăm ceva. Imediat se găsește dezinfectant, strălucește salonul, toată lumea știe, bă, concentrați-vă, care e cel mai bun care intră în sală, care este cel mai bun la... Și pac, și îngrijit, ce omul se afară, zice, domnule, dar la spitalul cu tare, Doamne, ce comportant, dar nu mi-a cerut nimeni bani. Nu? Cum se cer bani, nu, unui de, deputat? Trăiți, nu, acest tip de păpădism l-am numit eu. Vin în spital și când vezi un politician sau un jurnalist în plenă, da, vă rog, poftiți, sigur, haide, ne scuzați că poate nu e suficient de curat. Și apar, toată lumea se aliniază, se șterg geamurile. Ați văzut cât de deranjant am fost când l-am dus pe rege la Curtea de Argeș? Trebuie să dea o mână de var acolo. Trebuie să dea o mână de var, să se spele gardurile, să se vopsească, ce rușine. Da. Și pentru că clădirea era prăbușită, gara regală era distrusă, s-a pus o mare poză cu un rege pe care l-am respins. N-am vrut să ne conducă. L-am alungat din țară și după 48, da? Că da. De fapt poporul nostru s-a lăsat pe mâna sovieticilor fără să zică mâc. Brusc, cei care erau țărăniști și liberali au populat noua conducere. Asta spune ceva despre noi ca națiune și sigur că politicienii de obicei fac cicea la popor și spun suntem o nație mândră, trebuie să fim. Haideți să ne uităm cu atenție în istorie și să ne dăm seama că atunci când regele Mihai a murit, exact PSD-iștii care l-au alungat în sală erau cu lacrimi, da. Cu flori, cu manifestări. Vă amintiți Olguța Vasilescu care construiește acolo stadioane la Craiova și Spitalul Județean de Craiova l-am filmat de 3 ori live. Intrați pe live-urile mele din acest an. Este un infern care nu se poate descrie de mizerie, de gunoi de la poartă și până la intrarea la UPU, unde este un linoleum vechi, miros de urină, de fecale, da. Ceva absolut halucinant. Deci noi construim stadioane noi, să-l desport noi și spitale sunt praf. Asta arată că ceva este defect. Nu ajung miniștrii acolo analfabeți fără sprijinul unor rectori. Gândiți-vă, peste 30 de rectori au spus, ministrul acesta analfabet e ok și au semnat o scrisoare de susținere. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj, o rușine națională, Alexandru Irmie, semnează pres. Ioan Aurel Pop a lăsat să treacă aproape o jumătate de zi și după ce era acolo numele lui, vine spre seară, cum iese cucul la ora 7 și zice, a, dar eu n-am semnat, eu... Măgărie, știu și eu mai am 2 luni. A, și pe aia ne-am dat seama, deci nu mai vrea să fie rector, de asta o recunosc că nu susține, când era prea de tot. Adică să susții un ministru analfabet, rector al unei universități din Suceava, care sigur scoate și profesori de prestigiu și studenți buni. Cine l-a ales rector? Gândiți-vă, noi vorbim despre ministrul educației. Cum a ajuns un analfabet rector? Mă uitam aseară uluit pe o altă analfabetă, academician, cu doctorat și... La felul cum se fac doctoratele la noi. Primit în Academia Română. Mi-e și rușine. Dacă vă uitați pe pagina mea de profil, eu sunt doctor în istorie din 1 august. N-am vorbit, n-am pus pe Facebook, nu m-am luat. Doctorat. Okay. Mai bine să demonstrezi, nu să spui. Adică mi se pare incredibil, da, că nici măcar nu poți să spui că am un doctorat, pentru că lumea zice, da, doctoratele la noi. Păi eu am muncit 9 ani. Eu pot să mă compar cu Coldea, cu toți nenorociți acestea din general, SRI, care n-au muncit nimic pentru țara asta, n-au produs nimic concret. Au cunoscut pe cine trebuia. Și au făcut doctorate la academii, SRI, la tot felul de porcării de astea infecte. De ce? Așa am creat ușurința. Actualul ministru al
destinațiilor, Eugen Orlando Teodorovici, explica într-o emisiune în prime time că el a primit ceva master de la Academia Serii, dar zice, aveți diploma, aveți în CV. Ce ați învățat acolo? Păi nu știu, că nici n-am fost la cursuri. Păi și cum ați primit diploma? Păi a venit într-o zi unul și mi-a dat diploma. Păi în secunda 1, în orice stat civilizat, ești arestat. Fraudă, normal. Fals în înscrisuri, fraudă. Iese lauda cu 3 luni, astăzi e ministru, validat, este super lejer. Vorbeam despre faptul că profesor Lucan a traficat organe în anii 2000-2001. Aduc probe, aduc nu știu ce. Dicot, și până la această oră. Nu l-a chemat pe cel care i-a arestat la domiciliul penal. Că azi trebuie tot eu să alerg miercuri, să redeschid dosarul, să devin cu plângeri, să vin cu probe noi. Păi, fraților, păi, fiecare să-și facă treaba. Pentru că iubim la nebunie oamenii după mor, după ce mor. Da. Domne, ce om extraordinar, da, da, exact. Domne, ce om capabil și competent. Dar a murit tânăr, păi de ce? Păi i-am dat și aia de făcut și aia de făcut, nu? Regele Mihai a fost extraordinar doar după ce a murit, ceea ce e foarte trist. Am văzut că în agenda doamnei ministru este chestiunea medicilor rezidenți. Ce problemă este acolo și ce ar trebui să rezolve dumneai mai exact? Păi e o nebunie. Ea povestea că este inadmisibil lângă fostul ministru al sănătății care a schimbat toate fețele din lume. Spunea, cum adică noi nu avem medici și scoatem mai puține locuri de rezidențiat decât absolvenți aveți? Adică noi ca stat avem un deficit pe medici de familie uriaș și noi nu scoatem suficiente posturi. Iar când le scoatem, a fost situația unei doamne din Constanța, nici măcar la adeverința reală pe care tu ești plasat ca să-ți faci rezidențiatul într-un loc, vine un institut care zice, nu te vreau pe tine, îl vreau pe X, în ciuda deciziei. Ori aici lucrurile sunt criminale. Faci 11 ani de medicină, era o doamnă care povestea că formularul 6, toate mizerile astea incredibile, ar rămâne cu 50 de lei în condițiile în care plata cu ora la universitari te undeva 72 de lei. Avea 5 ore și statul român a zis că încadrează pe drepturi de ajutor, de drepturi de autor, mai trebuia să vină cu bani de acasă. Păi cum încurajezi tu să se facă medicină aici? Și femeia era ținută clară de 2 copii. Minor, că pleca. Și ne-a explicat într-o postare că Facebook-ul este noua viață pe care acolo ne rezolvăm noi lucrurile și ne spunem ofurile. Și explica, nu vreau nici să plângeți de milă, nici să mă ajutați cu un servici. Pur și simplu vreau să vă explic că sunteți un stat mafiot. Este un stat mafiot care din inteligență dă în afară la export masiv și noi o să ajungem probabil să ne tratăm bolnavii cu medici din China. Deci suntem într-o situație absolut incredibilă din cauza faptului, repet, 60% dintre oameni stau cu spatele la țara lor, folosind scârba, lehamitea, sloganul ca politicienii sunt toți la fel. Eu nu cred că suntem toți la fel. Clar, s-a dovedit asta, că nu e toată lumea la fel. Mă gândesc că poate acum, în urma ultimelor întâmplări, în ultimul an, poate că lumea s-a mai lămurit ce a însemnat să nu iasă la vot. Ar trebui să fiu mai... Poate se produce o schimbare, mă optimist. Gândesc. Ar trebui să fiu mai optimist, cumva este în fișa postului, dar, din păcate, pe datele pe care le avem la acum statistic, cam ce prezență ar fi la vot dacă ar fi duminică alegeri, mi-e teamă că suntem în același loc. Eu am speranță totuși că lumea se va mobiliza. La cât s-au mobilizat să iasă în piață și la câte nedreptăți. Vom vedea la alegerile europarlamentare. Un an și 4 luni cred că mai sunt până atunci. Și vom vedea exact atunci cum ce impact a avut. Într-adevăr. Mă uit că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Știu că doamna ministru are în agenda ei o listă de chestiuni pe care ar dori să le schimbe. Nu știu dacă a fost postat undeva, dar cu siguranță le-ați citit, nu? Da. Sunt realizabile? Că într-o emisiune anterioară ați venit cu un ziar și ne-ați arătat toate promisiunile PSD-ului. Și până în momentul acela, nu știu dacă și până astăzi, s-a schimbat ceva, au realizat ceva.
Asta mă interesează. Povești frumoase toți ascultăm înainte să adormim, de când suntem copii. Ne interesează fapte concrete care pot fi implementate. Alea nu sunt povești frumoase, alea care sunt frumoase și pe care ne adormim noi sau copiii noștri sunt minunate. Din păcate, ce a făcut PSD-ul până acum ne-a înșiruit o carte decolorat cel mult și o carte cu minciuni. Pentru că 8 spitale regionale, Spital Republican, urgolii de astea nesimțite ale doamna Firea, care explică că face ea în voluntari un spital metropolitan cu soțul Pandele ca să dea, este incredibil. Deci București este sufocat. Trebuie să asiguri asistență medicală și să o faci acceptabilă pe spitalele pe care le ai. Normal. După aceea, 8 spitale regionale este o glumă. Hai să le facem pe alea 3, pentru care există studii de fezabilitate, Cluj, Craiova, București, astea sunt deja cu finanțare de la BERD, cu fonduri europene care așteaptă să fie luate. Deci eu am rugat-o pe doamna ministru, doamna ministru, vă rog eu ceva frumos și așa ne-am despățit, nu mințiți. Spuneți numai cât puteți face și concentrați-vă efortul. Eu, din păcate, i-am atras atenția că cu un ministru de finanțe cu caracterul lui Teodorovici, șansele sunt foarte mici ca să facă ce își propune, pentru că este un tip alunecos, lipsit de caracter. Dacă tu accepti să pui în CV o specialitate la care nici măcar n-ai fost la cursuri și acel fas nu este de nimeni verificat, asta înseamnă că și justiția este într-o zonă foarte gri. Și Serviciul Român de Informații are restanțe uriașe la români. Uriașe. Pe ce? Pe lupta împotriva lucrurilor care ne țin cu adevărat pe loc și care ne distrug viața. Nu numai licitațiile publice, ci tot ceea ce ține de această zonă a corupției endemice. Pentru că noi, de fapt, nu putem ieși din această stare ca națiune dacă nu primim un pic de încredere. Ori această încredere nu poate fi creată cu miniștrii la educație analfabeți, cu miniștrii la economie care nu se pricep la asta, cu miniștrii finanțelor care mai degrabă este potrivit în cluburi, cu tot felul de indivizi care nu iubesc oamenii. Poți să pui la nesfârșit la un loc incompetența, ticăloșia și când vine o doamnă ca doamna Pintea cu un CV acceptabil și cu un trecut greu de contestat, să zici, domnule, dar cum o să reziste o floare într-o mare de levigat? Da? Într-adevăr, e cumva o întrebare retorică aceasta. Ce mi-a plăcut la ea foarte mult a fost că în urmă cu un an a renunțat la a fi senator pentru a reveni în funcția de manager al spitalului, pentru că a zis că așa poate să ajute oamenii acolo aproape de ei. Eu sper din toată inima ca ea să ne dovedească contrariul la ce ne așteptăm. Să nu plece peste o lună. Da, știu că ați întrebat-o și asta, dacă e posibil să, fiind un precedent creat, să nu se repete. Sperăm ca exemplul dumneai să fie urmat și de ceilalți și poate încet, încet, în ministere, vor veni oameni într-adevăr relevanți, oameni care să merite această funcție și să ridice țara. Eu voi fi cu ochii pe ea și dacă nu-și va face treaba, cu siguranță voi fi un critic vehement. Și eu voi fi cu ochii pe pagina de Facebook să vedem, să fim la curent cu toate informațiile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară. Distribuiți emisiunea pentru că au fost informații valoroase primite în această seară și dorim să ajungă în casele cât mai multor persoane. Nu uitați să dați like paginii noastre și vizitați-ne și site-ul www.a7tv.ro. Acolo vedeți întreaga noastră grilă și, bineînțeles, emisiunile noastre din arhivă. Numai bine vă doresc, mâine seară ne revedem la ora 20.